Basarabia, care a fost mulți, mulți ani sub jugul țarist rus, nimeni nu își punea scopul de a dezvolta aici larg cultura, mai ales niște tendințe contemporane la acel moment, cum era jazzul. Asta era o orchestră care era bine cunoscută în toată Uniunea Sovietică atunci. Ei era un big band adevărat. Aranov adusese cultura cea muzicală din România. Dacă spuneai bucuria, toată Uniunea Sovietică era în picioare. Muzica ușoară s-a cam plafonat și publicul aștepta ceva nou. Și noi ne-am pomenit tocmai în perioada asta, când am reușit să facem acest lucru. Mihai inițial vroia să facă o echipă de care să cânte jazz. Tentativele de celorlalți Petrache și alții de a-l convinge să facă și altfel de muzică beat, cum zicea pe atunci, că de rock nu se vorbea încă. Deci, băi, dar păi muzică comercială. Da, e comercial, dar e frumos. Deja existau Beatles, Rolling Stones și asta avea o influență asupra noastră absolut. El a reușit o sinteză de profunzime a pulsațiilor, ritmurilor populare cu pulsația beat-ului. Și asta a generat niște piese deosebite care ne dau temeiul să vorbim de, știu, de un început sau al rock-ului aici, în spațiul nostru mioritic. Tu n-ai văzut cum cânt cu acordeonul în copac. Dar noi am văzut. Stăteau cu acordeonul, cu trompietă, cu trombonul. Po, 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 po. Lua tonalitatea și cânta De ce plâng ghitarul cu al de Dolgan. Toți au început să scrie. Măi, sunt nebuni ăștia și să facă spectatorii la colectivul ăsta de la Chișinău. Că nu în spiritul acela educ tineretul ăsta nostru, sovietic. Autoritățile noastre nu se grebeau să reacționeze, fiindcă norocul de bine de rău acoperea pierderile altor formațiuni artistice din cadrul filarmonicii. Dar o trebuie tăman în anul, în luna august, la sfârșitul august, să vină mondialul formației din România. Studenții stăteau ciucuri pe copacii din jurul teatrului. Și când au văzut ce nebunii s-au făcut aici la concertul mondialului? Și-au dat seama ce se face la concertul din norocului. Repertorul nostru era absolut frumos, ceea ce fac și ei. Deci jazz rock cu muzică populară și cu foarte frumos, da. Care mergea mai bine? Da, exact. Tot timpul am mers prelucrările. Asta era și toată diferența, că noi eram mai interesanți decât de cum erau samosiote. Ei cântau numai șlagăre, doar noi ieșem cu rudă, papa rudă, cu chestii foarte interesante. Eram cu ochii și cu urechile pe tot ce se întâmplă în jur între noi patru. Și ce este scris pentru bras, ce mai cântă viorile, pentru că nu puteai să cânti tot la întâmplare, trebuie să ai grijă. Și stătea mitraliera sau trăgaciul ăsta, unde o 16 mm liberă și nu o cântă nimic. Pac! Cine primul o ocupă? În trupa în care am lucrat eu, din păcate, nu prea trebuia să ieși în evidență. Trebuia să stai locul, să fii talentat, să citești note, dar să nu te prea bați. Orizontul era mai nervos. Dacă vă amintiți, sincope peste sincope. Și în felul ăsta s-a născut primul funk grup. Dar voi erați conștienți? Nu eram. Nu, noi nici n-am vrut să-l denumim așa. Am fost nebunit. Câte corzi am rupt eu până am învățat eu prostia asta. Și iată, noi cu funk-ul nostru iarăși am fost primii. Inima se vede sare. Muzica populară moldovenească, de fapt, românească, să-i spunem așa, adevărat, este monofonă. Și noi în plai totuși am reușit să găsim varianta asta de polifonie. Odată lansați, plaiul avea să devină ultima trupă din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, care a făcut abstracție de doctrină, reușind să-și cânte frumos cuvântul care îl avea pentru lume. Nu a fost nicio publicitate. Dar apariția grupului Plai era așteptată deja. Nu luau pe sub geamuri, se ascultau cum se cântă. Era Chicago, domnule. Acolo în Colebabovca, unde era Chicago. La un moment dat, din sală, din fund, nu știu, de undeva de acolo, ea departe, a, nu te mai rog, te mai... Eu opresc băieții, fac câțiva pași până ajung în avanscenă, mă uit așa în direcția asta și zic, ne dam și liniște, moarte. Thank you.
Moldova au trecut vremuri mai crude, mai blânde. Oamenii acestui loc au ținut uneori capul plecat, lăsându-se înghesuiți și chiar marginalizați. Alte ori s-au scuturat de umilință, reușind să stea semeți în fața istoriei. Regimurile, oricât de haine ar fi, trec. Iar ceea ce ține o națiune pe linie de plutire este cultura sa. În fața istoriei scuze nu există. Omul este responsabil în fața sa și a generațiilor care vin după el. De asta presupun au fost conștienți o parte din oamenii de cultură din regimul sovietic, care au lăsat un patrimoniu generației următoare. Raportând valorile muzicale produse în perioada democrației la cele generate în regimul sovietic, cauți frenetic răspuns la o singură întrebare. Cum a fost posibilă o decădere cultural-muzicală atât de gravă, având înaintași atât de prețioși? O să fie o explozie nouă, că dacă noi ne îmburica, noi îi lipsim de aripi. Dacă noi deja suntem burici, cine mai poate fi mai buric decât mine? Noi am fost pur și simplu niște artiști buni, iubitori de public, iubitori de țară, iubitori de libertate. Cânte un artist, cânte un artist, zâmbet optimist, zâmbet optimist, numai dorul lui, numai dorul lui, nu spune nimănui.